HC Zalău nu a reușit să întrerupă seria jocurilor fără victorie din cadrul stagiului de pregătire din Ungaria, nici după disputarea ultimelor partide ce au avut loc joi și vineri în cadrul turneului găzduit de localitatea maghiară Békés Csabai. Joi seara, în prima partidă a turneului la care au fost prezente RDVSE și MTK Budapesta, HC Zalău nu a reușit să întrerupă seria jocurilor fără victorie din cadrul stagiului de pregătire din Ungaria. În ultima zi petrecută în Ungaria, elevele lui Gheorghe Tadic au mai disputat două jocuri. Vineri dimineață, Valentina Bardac și compania au pierdut cu 28-31 în fața echipei RDVSE, iar după amiaza, sălăjencele s-au înclinat 31-28 în fața jucătoarelor maghiare de la MTK Budapesta. La fel cum a procedat pe toată durata jocurilor amicale disputate de echipa sa în stagiul de pregătire de 10 zile din Ungaria, profesorul Gheorghe Tadic a rulat întregul lot avut la dispoziție și le-a dat șansa tuturor jucătoarelor să se remarce și a pus accent pe omogenizarea relațiilor de joc și nu pe rezultat. Următoarea partidă a elevelor lui Gheorghe Tadic este programată la finalul acestei săptămâni, vineri 28 august de la ora 18, în sala sporturilor din Zalău, când sălăjencele vor debuta în noua ediție de campionat în compania echipei HCM Roman.